Silviu Moise și cei doi frați, Stelic Nicoliță și, bineînțeles, Bănel Nicoliță. Alte meciuri ale Bijadrei, vedem șansă bună, acum un șut excelent pe scurt și respinge acolo portarul celor din Ianca. Rea din Nicoliță, ce a venit un pic în spate și s-a dus pe lângă, urcă mulți jucători ai gazelor în careu. Centrare foarte bună pe bara a doua, pică în urmă și a ieșit în urmă pe și Stelică Nicoliță a jucat Liga a doua la Brăila și e un jucător scurt, o pasă frumoasă, călcând, șansă mare, șut și gol, intră mingea în poartă, da, este 1-0. Șut puternic, portarul l-a respins, însă mingea cumva cu efect s-a dus în poartă, așa dat deschidere de scor pe stadionul Brășenesc din Făurei. Aici șansă pentru Ianca, o centrare pe bara a doua, singur acolo, un șut și reține portarul Făureiului. Vedem șut și egalează Ianca. Acum a fost o eroare aici în defensivă și jucătorul cel de la Viitorul, Ianca, restabilește egalitatea. Da, fundașul central cu 16, acum o pasă în spatele prăvnii, este offside și marchează din nou Ianca. Coman, l-a marcat pentru oaspeți, acum întoarcere rapidă de scor. A marcat Rareș Cristea, da? Au numerele scrise în italic. Și de asta cu 7 seamă. Da, o minge lungă acolo, se Stelică și penalti. Penalti acolo, Stelică Nicoliță a știut cum să scoată această lovitură. Și galben pentru portar, dar pe timpuri s-ar fi dat roșu, însă s-a schimbat regulamentul, nu se mai dă cartonul roșu. Portarul Ianca i-a încercat să joace balonul acolo, se pregătește să execute 23, Moise Silviu. Șansă importantă acum pentru Făurei de a restabili egalitatea. Să vedem acum, șut pe jos, atinge portarul mingea. Însă intră aceasta în poartă, așadar Făureiul restabilește egalitatea acum prin Silviu Moise. 2-2, un meci foarte frumos în derby de Brăila. O șansă mare pentru Făurei, Bănel Nicoliță, șut, mingea vește Zidu, s-a retolat un șut foarte bun, dar peste poartă. Vedem șansă bună acolo, șut, însă lovește mingea și se duce pe lângă poartă. Ei, a urcat și Bănel Nicoliță în careu. Se vede centrare foarte bună, lungă pe bara a doua. Urmează un șut pe jos, însă care ocolește la vreun metru poarta celor din Ianca. Centrare tăiată, foarte bună și reușește Bănel acolo să ieze. Suntem în inima câmpiei Bărăganului. Centrare tăiată acolo, rămâne mingea în careu. Și ce șut superb, îl întoarce, superb șutul, nu dau seama cinei, dar mingea a ocolit de puțin bara, care a să scoate la părere foarte bună, dar un pic amoale și reușește să respingă jucătorul Ianca, alunecă, centrare șutată, scapă portarul mingea acolo, dar nici jucătorul Făureiului nu este concentrat să reușească să ciucască luni seară la derbiul, noul derby. Să vedem, degajare greșită, târzie, șut bun și milimetric pe lângă poartă. Șut foarte bun de la vreo 25 de metri. Șut însă în zid. Făurei, șansă, pasă acolo.
Urmează o centrare foarte bună. Pe Baradoa șut și... intervenție excelentă. Care își salvează echipa aici. Operează din nou Faureiu. Urmează un șut de la distanță și reține portarul Iancăi. Vedem o recuperare importantă. Sus, șansă. Între care o centrare în fața porții și... scapă acum Iancăi. E important. Se intersectează locul în seria aceasta. Să vedem trecere frumoasă acolo. Urmează un șut și ce gol frumos marcat de Ianca acum. Ce gol frumos marchează Ianca. A trecut acolo în margine și apoi un șut cu șupițul. Direcțul transversal. Un gol frumos marcat de oaspeții de astăzi. Un șut cu șupițul. Direcțul transversal fără speranță. Un portar ce trebuie bun acolo. Respingă cei de la Ianca. Urmează un șut de la distanță. Poartă. Trei jucători de la Făurei la margine. Spatele porții și doi la margine, plus doi care, trei care au intrat. La fine, nu știu dacă au intrat trei sau au fost numai două schimbări. Oricum, forțează Făurei de la plață să obțină măcar un rezultat de egal. Ceva neregulă, n-am înțeles exact ce s-a întâmplat, de fapt am înțeles eu ceva, dar da, e o eroare la... da, de comunicare, a reintrat în terenul jucătorului respectiv, însă părăsind terenul fără acceptul arbitrului, a primit al doilea galben și roșu, așadar, da, o chestie, cum spus, unică, eu n-am mai văzut-o și vă spun că am văzut mii de meciuri cu astfel de gafă. Și uite așa, se trezește Făureiul și cu omul minus. Să vedem o centrare foarte bună, reluare cu capul, dar peste poarta plângere ceva de genul. Și s-a trezit Ianca cu amendă. Să vedem acum Stelică și după aia discutăm în continuare. Scoate mingea la margine, un șut pe jos, dar reține portarul, n-a fost un șut tare. Minge înalt acolo, minge poartă, respin, șut din voleu. Pe lângă poartă, Stelică ce pare frumos să face. Se întoarce acesta. Centrare acolo, respingă și la dar ajutează, scoate marginea la părere și șutul acesta. Ciudanca știu că este un jucător periculos, acum primare, se vede în fază, trece acolo și va fi un fault, șansă pentru Făurei acum. Centrare foarte bună, singur, eroare și gol! Făureiu, ce frumoasă a fost această centrare. Se cunoaște calitatea necentrării în momente de genul. Excelentă centrare acolo, undeva pe 7 metri, 8 metri, reluare cu capul și gol pentru Făurei acum, care egalează. Era și păcat ca un meci de genul ăsta să nu se termine egal, a fost prea frumos acest meci. Jucătorul Iancăi, Bănel se poziționează și recuperează. Se vede centrare în fața porții, dar este portarul Iancăi și reține și fluier final. Așadar, derby de Brăila.